O femeie de 40 de ani a murit intoxicată în această seară după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. S-a întâmplat în cartierul bucureștean Vitan, iar vecinii povestesc că victima ar fi lăsat aragazul pornit înainte să adoarmă. Sufrageria imobilului a fost distrusă în totalitate, iar fumul s-a extins până la etajul al 10-lea. Alte 5 persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Printre cei internați se numără și 2 copii, unul de 4 luni și altul de 4 ani. Pompierii și poliția au deschis câte o anchetă. La momentul sosirii forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violență, cu flacără deschisă și foarte mari degajări de fum. Am intervenit cu 2 autospeciale cu apă și spumă, o descarcerare, o autoscară și 4 echipaje de prim ajutor.